Salutare, băi, și bine v-am regăsit la un nou episod. Haideți să luăm mașinile, să mergem la Jaf. Mergem, băi, sniper, care e sniper? Adelina, stai sniper? Da, bre, da. Băi, tu câți anișori ai? 14. Ferească Dumnezeu. Prințul, ceva. Doarme, acum doar nu vezi că vorbesc încet. Fiți atenți. Vrei să stai sniper? Stai și tu, Gianni, cu ea? Păi, nu le-am eu cu sniperul. Ok, păi și alt sniper? Cât să avem voi? Răzvane, stai și tu? Cât să avem voi la... Doi sniper. Aia zic, Răzvane, dacă stai și tu că... Na, Adelina... Mă bazez cum ar veni rău. Mai bine, nea bebe. Ce pune? A fost cu moș. A pus o grămadă de licoți la jafurile noastre. Am învățat-o moșu. Am învățat-o moșu? Băi, Adelino. Păi așa e cu moșu. Ok, deci... Unde? Deci merge la... Eu, nu știu, unde ziceți voi la o bancă din asta mică, dar fi... Băi, dar ce-mi trebuie? Ce-mi trebuie? Ce carduri îmi trebuie? Card... Acces safe. De la Gaben. N-am. Ai tu, Răzvane? Are cineva? N-am. Paseară, l-am folosit pe ultimul. Tudor? Da? Ai carduri de acces din la safe? Nu. Am înțeles, nu mai dăm jaf atunci. Stai așa să mă uit. Hai la Biju. Acolo-i dat, sigur. Nu cred. Ce te leșini, mă, nebunule? Vrei să-ți dau eu motiv să leșini? Nu mai am asigurare la Mustang. Acolo le aveam. Uite-l pe Shumi cu noua achiziție. Dacia Logan! Culoarea Bostan. Luați-vă mașinile și în linie. Da, da, haideți, adevărat. Dar unde mergem? Mergem la Biju. Dacă vă duceți repede dumneavoastră să verificați acolo, poate noi. Nu pot să mă duc repede, că dacă mă duc încep, nu? Corect. Hai să mergem atunci. Hai. Okay. Mergem la Biju, dacă de alea n-avem ce să facem. Pot urca șo. Da, da. Dar n-aveți sus, e varianta decapotabilă? Bă, m-am dus să mă întâlnesc cu cineva și a venit un prost la mine, ce vrei? De al nostru. Uite ăsta cu motor. Ăsta cu motorul a intrat la mine. Uite mă ce mi-ai făcut, vezi? Păi dacă a spus bine, n-am când tot. Stai în spatele meu, păstrezi distanța, bă, că dacă dai în mine... Da, 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 gata, tu ai avut noroc că m-ai prins într-o... Eram prea ocupat să prind pe cineva, că dacă nu, jar mâncai. Trebuie să vândă motorul să punem înapoi. A, așa cum vine chestia asta? Tu ai Range Rover și ai... Imana, bă, ce vei? Nu, am crezut că, bă, a intrat ăla cu motorul în spatele meu, bă, m-a aruncat 2 metri în față, s-a răsturnat mașina, s-a făcut căcat, că a intrat ăla cu motorul mine. Cum a spus jante de BMW, ca cum au fost? Sunt prea șmecher. Auzi, voi auziți clopuri? Da, auzim. Sunteți bine? Ușor, ne-am bebe, ușor. Acolo cred că linge volanul. Ai, mi-a revenit. Doamne fermă. Doamne fer că mi s-a stricat tancul. Bă, Tudor, tu ai văzut că a lins volanul? Bă, auziți clopoței, mă, că eu asta vă întrebam. Și eram atent la clopoței. Dar de unde sunt clopoței ăștia puși? Cu ăștia sunt claxonul, ăsta e claxonul. Păi acum nu claxonezi, n-auzi, eu știu cum i-aud. Eu nu claxonez. Da, dar când mergi să aud clopoței. Hai clopoței la roată, gata. Bine Crăciunul, bine Moș Nicolae, bă. Am topit zăpada, bă. La tine acolo sau aici? Și aici și la mine. La mine ninge în continuu. Tu de unde ești? Din Iași. Ești moldovean? Până să mă mut eu aici. Ești moldovean? Moldovean țigan. Mă, ce rasă nebună. Ce ai zis că ești? Mama e moldovean, că tata e țigan.
Da, da, ce ești tu gen? Eu mă consider mai mult țigan. Deci moldo-țigan, nu? Moldo-țigan, da. Moldovan, mă. Ce merge Volvo ăsta, Volvo, ce merge range-ul ăsta? Vesel să sunați, la 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 la. Aici păcălesc pe mulți. Mai e la spate? Mai e în spate asta întreb. Nu, nu mai e nimeni în spate. E normal că nu mai e, că eu sunt prea rapid, prea furios, prea nebun. Te întorc pe dos, te fac pe jos. Îmi pare rău că am cumpărat casa acolo, mai bine mi-o luam pe aici. Uitați frumos. Mai bine o luai pe asta. O fi încă nu v-am auzit dacă mi-a spus. Am zis că mai bine o luai pe asta. Nu? Așa pe punul ăsta. Bă, ușa aveam și eu și-o dat-o jos, bă. N-ai cum, bă. Ușa aveam și eu, bă. De doamne să meargă. Hai că merge dacă e. Avem nevoie de bancă aici, nu merge. Nu merge, bă. Trebuie să mergem la o bancă. Dar n-avem cardul, frate. Putem ce dăm? Facem? Nu. Trebuie să mergem la o bancă. Mergem? Păi nu știu, la o bancă n-avem carduri. Ce facem? Asta așa. N-avem carduri, n-avem carduri, nu merge să dăm aici. Anunțăm pe stație să plece sniperii. Păi da, să nu se pună. Vorbește cu tot cu ei, te rog. Hai că da, că când m-a prins poliția mi-a confiscat stația și telefon. Serios? Uh-huh. Nu a fost de ajuns armele, și telefonul și stația mi-a confiscat. Poate facem rost de la cineva. Bă, n-avem de la cine mă să facem rost, o să cine? Cred că Gigi Pasta în oraș. Cred că el are. Nu, ok, care că nu se ocupe cu el. Blondu. Aveam eu Mustang, mă, dar n-am... Blondu, se dădea mare că mașini din oficial care le avea, avea termale și astea. Păi și? Păi nu știu unde-i. Și nu e nici oficial. Băieți, mergem în Sandy să încercăm acolo. Ia că mă sună Gigi. Ia zi, Prințule. Alo? Prințule. Ce să fac? Uite, vreau să mă duc să dau un jef cu băieții. Unde? Că vin și eu. La Sandy, dar n-am carduri din alea, nu știi pe cine care are sau dacă ai tu n-ai. La Sandy, nu la bancă. Am, dar eu îl sun pe moșul dacă e. Care moșul? Trânul. Ia sună-te rog. Spune că vrem să dăm jav la o bancă din asta, din Sandy, normal. Ne trebuie niște carduri galbene, carduri de securitate sau nu știu cum se numesc. Bine. Aha. Fă rău și ne întâlnim acolo dacă poți. Da. Mersi, pa. Dacă am vorbit cu Gigi, mă, să... O să Gigi pe asta înapoi, ce mă sună? Adelina, că m-a scos din pușcărie. Da, bre. Asta contănitul, nu știu ce să zic. De că ce? A rămas cu mașina pe aici și nu mai am ce să mai fac. Și... cu moșul nu e un moș în oraș. Hai că... când ajung la bancă, vii da. Tu acolo, dacă e. Ha. Ajung hai în 2 minute. Hai că mai văd ce am pe aici. Păi... ok, hai că te sun eu după aia atunci. Pa. Diablo, cine de trebuie? Ia uite Gigi, ce repede ai venit. Salut, noroc. Mască, n-ai pune și tu o mască. Hai că și vreau să-mi pun. Am sunat pe moșul, dar nu răspund. Am înțeles că are cineva de al nostru, de la noi.
Ce naiba de afară e al magazin? Ești nebun la cap. Cum, mă? Ha? Sau ce naiba? Vedeam eu. Ha? Ce naiba am văzut? Da, bă, de afară, bă, vezi că de afară e al magazin. Vin afară să vezi și vă și văd gen în al magazin. Și când deschizi ușa, hau, al magazin, ia uite. Are Bădescu? Chema-ți-l aici. Te vine acum. Am nu știu. Am zis să vină acana. Ce faci, mă, de ce-l bați? Așa nu-mi plăcea pălăria. E urâtă, nu? Cine e ăsta, Gianni? Nu știu. Îmi puși, cred că nici mă fac. Bă, dar unde mi-a aia de aviator, mă? De ce mască găsesc și eu, băi, spus sub asta? Am tureț, scuzați-mă. Ești prost, n-ai tureț. Tăulu. Sper că nu te super pe mine. Stai liniștit, nu mă supăr. Te pup. De ce presim că-mi dai glonț? Bă, nu mai am aviatorul, mă. Bă, da, la ochelari. Ce se sac? O armă. N-am, bre, că nu sunt dealer. Moșul se ocupă cu treburile astea. Păi și moșul unde? E cum intri la intrare vis-a-vis de peste drum, cum ieși pe unde intri. Da, și e la dreapta, pe stânga... Pe polă, mijloc. Hai, vezi că știi? La ce mă întreb dacă știi unde e? Incredibil. Dar adevărat. Căciula mea, cea mai frumoasă. Bă, vine Bădescu sau nu mai vine? Vine. Hai odată. Hai că avem treabă, ce mai stați așa? Mai card malicios. Ați dat informația la băieți unde suntem? Da, am dat. Hai, să vină toată lumea aici mai repede. Unde sunt ăștia, băi, Gianni? Unde sunt sniperii mei? Vreau poziții de la sniper, vreau tot. Hai, hai, să se organizeze lumea. Ce stați așa, vă sun eu, trebuie să-i sun tu direct din cap tău să zici, bă, uite, suntem aici, hai că vă așteaptă bebe, dacă nu se enervează bebe, ne împușcă, ne astea. Da, pădre cu să te ia. Uite, avem un sniper acolo. Nu-mi răspund. Cine nu-ți răspunde, Adelina? Mhm. Îți dai seama ce se întâmplă acum, nu? Da, și a poziție pentru sniper. Și a poziție. Ah, restul și-a luat poziții. Nu, Adelina acolo de stă la sniper. Sper că mai sunt ce... oameni gen pe lângă, nu? Adică nu suntem numai noi patru, nu? Știi ce mi-a zis Adelina? Uite, bă, containerele alea, voi vedeți containerele alea că se înmulțesc acolo? A, ah, da, le văd. Uite, Adelina, că am învățat-o moșul de toate. Și eu știu să trag cu sniper. Și acum, acum i-am zis lui Gianni, bă, Gianni, ce face Adelina în momentul ăsta cu celălalt sniper? Dar el zice că își iau poziții, nu? Își ia Adelina poziții. Ia mă urmărește acolo? Unde? Acolo unde normal, o să apare ăsta. Aolo. Bună, Adelina! Ceea ce ai văzut aici nu este cu adevărat ceea ce se întâmplă, este o vorbă de ficțiune. E mare fană. Dacă din greșel am cu ea mașina. Perfect. Bă, a venit Bădescu? Da. Ai din alea? Da, normal. Doamne ajută că este cineva aici care face ceva în familia asta. Ia uitați aici. Unul mi-ajunge? Da. Hai că dau drumul. Chemați pe toți aici să vină toată lumea, jaf, că îi dau drumul. Care aveți, tati? Aia zic, tati, să înceapă cel mai periculos jaf din România. Vedeți cum? Da. Dă și mie o armură.
Am eu, Gigi, vino cu atre. Și eu. Nu știu cu care să trag cu... Aveți niște bandaje. Da, cred că am eu, stai să mă uit. Adam, te rog, Bădescu. Gigi. Da, prințule. Dar de ce stai mereu în pijama? N-ai timp să te schimbi, că descolzi? Nu. Băi, s-a negociat, gata? Da, da, putem să... Banii ai luat? Începem. Uite acum începem, da, da. Perfect. Se speră aici, mechi. Vezi că se dă de acum? Vezi că se dă de acum? Dar nici cine a Gigi, că eu sunt... Dar băi, de acolo vă dă cap. Cine să-mi dea mie cap? Mi-a să fac schema? Eu sunt cel care am inventat capul. Da. Arș, arș, dă-te, dă-te, dă-te! Arș, ce... ce mă pălit? Îți dau armură, îți dau armură. Da, mai dă una. Hai aici. Ia. Ce-o pus să bage gaz? Băi, gazul lângă, e gazul lângă. Nu vă împingeți în ușa asta. Nu vă împingeți în ușa asta, că nu pot să ies dacă vă împingeți în ea. Olu, mă ia gazul, mă ia gazul, mă ia gazul. Că mi-aș picior. Bă, dar sniperii noștri mișcă ceva, că stau ea în fața băncii și nu sniperi nimic. A murit un sniper? Am înțeles. Nici nu mă așteptam la ce. Mai e doar Rade. Bebe, e de bâncă pușcăria, bebe. Ne predăm, jur, mă predau. Nu, nu, cu pușcăria nu. Mai bine mor decât să ajung în pușcărie iarăși. A, da, nu mai vreau pușcărie, gata. O să termină gazul și după intră pe ei, n-avem ce face. Cine a dat cu molotov? Bă, dar ăștia de când au... Băi, intră peste noi, bă, ne omoară, ne agici. Ia dați-vă, mă, ia dați-vă, mă. Dați-vă, dă-te, ia dă-te de acolo, că acolo e cel mai important lucru. Dă-te că o dat cu gazul. Intră, Tibor, aici. Intră, intră. Mă, ce face, mă, ieșim rampei? N-avem ce face. Că le afumă ca pe vulpi. Vreți că eu unul la calculatoare, eu unul la calculatoare. Ce de cu ăla se joacă și noi ne batem? Nu mai deschide ușa, că nu văd. Bă, intrați mă înăuntru, mă. Intrați. Bă, că vă spun. Intră, ne-a zis, intră, intră. Da, cu gaz, frate. Stai, dă-te, dă-te, dă-te. Normal că dacă nu pot să țin ușa de voi. Unul la calculatoare să intre. Bă, am murit, am murit toți, bă. Dă-te de acolo, dă-te. I-am sufocat. Ne predăm, ne predăm. Se predau, se predau, se predau, se predau. Mai trage, bă, nu, mai trage, mă. Mă sus, mă sus. Ne predăm, bă, ne predăm, mă, ne predăm sau ne predăm? Gigi. Gigi. Eu ies. Nu mă predau, nu mă predau, nu mă predau. O armă și sunteți morți. Mă predau, mă predau. Ne predăm, ne predăm. Au, dă-te așa, nu mai trage. Nu se predau, nu se predau, nu se predau. Bă, Gianni. Nu se predau. Bombaleu. Trădătorilor, ce sunteți? Dar nu mă vii, mă. Luați unul. Eu îmi dau bandaj. Mortu-nu, nu cred, nu cred, nu cred. Ce a putut unul? Mortu-nu, mortu-nu. Și tu? Mortu-nu. Sunt mult, frate, dar am ieșit, am bătut unul și am intrat înapoi. Bandaj, bandaj, că nu mai am mult. Armură ai? Am murit, predați-vă. Am murit Kenzo. Imediat, domnul, stați un pic. Ai bandaje să-i dai? Am eu două. Mi-a dat vestă, vestă mi-a dat. Bă, dar ce l-am culcat pe ăla? Mai am eu două. Mi-e fac un pic. Nici tu ușa, ține ușa, ține ușa. Ține ușa deschisă, mă. Dați-vă. Nu faceți intervenție, nu mai faceți. Bă, nu intrați, haideți să negociem, nu intrați. Ok, hai să negociem. Gaz, gaz. Unde? Uh-huh. Unde? Dă-te, mă, de aici. Nu, n-am murit. Uite, nu uite. Mai sunt eu și Bebe și Nea Gigi. Mă ia, mă ia, mă ia. Murstri? Ne-am dus, băieți. Bă, Nea Gigi. Au, ficații. Au. Să murim. Să murim. Uite-te la cer. O să fie ultima dată. Aoleu, băieți, ne-am dus, băieți. Deschid o ciocolată în cinstea lor. Trească polițiștii că ne-au rupt de fiecare dată. Băi, Nea Gigi. Da. Atât am putut, înțelegi? Nu trebuie să fii supărat. Dacă tot se pui de tot sau... Bă, hai! Am încercat. Am luat-o și noi.
Hai. Bă, da. Să fi văzut faza aia, bă. Bă, ca șobolani, bă. Deci am ieșit peste ei. Deci fii atent. Am ieșit tare peste ei. S-au panicat, că nu s-au așteptau gen. S-au panicat, am culcat unul, jumate din ei s-au retras, au început să fugă toți înapoi. Da, vezi că am văzut că erau vreo 7-8. Da, jumate din ei au început să fugă, restul au început să tragă după mine. Și am culcat unul. Aoleu. Asta e, nu mă așteptam la asta, sincer. Atât s-a putut. Ne predăm. Bă, să știi, cred că. Nici n-aveam la mine chestii. Nu, dar aveai pistolul, știi? Aula, așa-i luat pistolul. Norocul ăla de a venit și ne-a salvat. Exact. Ce să zic, asta e aici pe tot ce-mi după amiază. Gata, băieți, ăsta a fost episodul, ne-au bătut polițiști, la jeu, vă zic sincer, ne-au bătut de ne-au căsăpit rău de tot, înțelegi? Dar am avut și sniper slabi, na, greu în banca aia, nu îmi place să dau jeu acolo, că nu pot să țin, nu pot să fac nimic. Dar, na, trebuie să câștigăm noi mereu. Mai câștigă și poliția, mai ne bat, cum e vorba aia, gen, mai dau și ei, mai luăm și noi. Vă pup, băieți, nu uitați de like și vă aștept și pe voi pe serverul Haos în România. Suntem aici în fiecare zi cu brigada, vă aștept la casă dacă vreți să faceți parte din mafia curcubeu, cei mai șmecheri, cei mai tare. Salut!